Raja S.A. asistează furnizarea apei potabile joi 10 februarie în intervalul orar 9-17 în vederea executării lucrărilor de anulare a vechiului sistem de alimentare cu apă și implicit de racordarea branșamentelor la noua conductă cu diametrul de 400 mm de la intersecția străzilor Primăverii cu Farului din municipiul Constanța. Ca urmare a desfășurării lucrărilor vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona Stadion Gheorghe Hagi, punctul termic 106, blocurile de la ST2 la ST9. Raja S.A. își cere scuze pentru neplăcerile create abonaților din zonă, pe care îi asigură că echipele de intervenție fac tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, utilizatorii afectați de această lucrare sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.